Muzeul Național al Bucovinei organizează un concurs de desene pentru elevi intitulat Urâtul SARS-CoV-2. La concurs pot participa elevii din clasele 1-4, respectiv clasele 5-8. Aceștia se vor putea înscrie cu un singur desen care trebuie trimis până pe data de 15 decembrie pe adresa de e-mail competition@muzeulbucovinei.ro. Desenul trebuie să fie în format A4, dar nu mai mare de 5 MB. La fiecare categorie, instituția muzeală va acorda câte 3 premii, constând într-o diplomă și un portret color realizat de caricaturistul Ovidiu Ambrozie Bortă Boa. Prin intermediul desenului, elevii trebuie să răspundă la întrebările ce știm despre acest virus, cum trebuie să ne ferim de acesta, ce măsuri trebuie să luăm și cât de urât este chipul lui. Tehnica de lucru este una liberă, alb-negru sau color, desene în acuarelă sau tempera, sau folosind calculatorul. Acestea pot fi realizate tip desen artistic, ilustrație sau chiar caricatură. Premiile oferite de Muzeul Național al Bucovinei pentru cele două categorii de vârstă sunt: premiul întâi, diplomă și un portret color realizat de artistul Ovidiu Ambrozie Bortă Boa; premiul 2, diplomă și un portret realizat de același artist; premiul 3, diplomă și un portret color realizat de Boa, iar premii speciale constau în diplome. Toate desenele vor fi publicate online pe pagina de Facebook a Muzeului Bucovinei și pe muzeulbucovinei.ro. Toți elevii vor primi un catalog virtual cu desenele premiate și cu cele mai bune lucrări din concurs. Elevii vor primi diplomă de participare la acest concurs. Muzeul Național al Bucovinei își rezervă dreptul de a promova acest concurs prin desenele competitorilor.